Hei, îți voi arăta cum țin eu bețele ca să pot mânca sushi. Primul băț îl ții așa ca și cum ai scrie în astea două degete. Iar celălalt băț o să-ți vină pe inelar. În același timp, cu degetul mare și cu inelarul, o să ții celălalt deget, o să ții celălalt băț, pardon. Și în felul acesta o să reușești să iei sushi. Nici eu n-am reușit din prima, dar cam asta este mișcarea. Deci cu astea două, cu arătătorul, ții și faci cam așa, iar ăsta o să rămână fix. Nu e chiar greu. Aș să nu exagerez cu sosurile, că e foarte iute. Sper că ți-am fost de ajutor. Să mai încerc o dată. Și mie nu-mi iese întotdeauna. Și eu mă chinui puțin.